Bună! Eu sunt Camelia. Bine ați venit alături de mine în bucătăria gătiște-ușor.ro. M-am gândit să vă arăt astăzi cum să preparați lapte condensat. Laptele condensat se poate cumpăra la conservă din magazin, dar se poate face și acasă foarte ușor. Este un preparat care se poate servi în cafea pentru a o îndulci și a-i da o aromă foarte bună de lapte, dar se folosește și la prăjituri, cum ar fi bomboanele Raffaello. Găsiți rețeta pe site-ul meu. Eu urmează să fac o delicioasă rețetă de batoane Bounty, pentru care am nevoie de acest lapte condensat și am decis să vă arăt și vouă cum se prepară, așa că vă invit să urmăriți în continuare rețeta și modalitatea de preparare. De lapte condensat. O să avem nevoie de 1 litru de lapte, 400 de grame de zahăr, 30 de grame de unt și o linguriță de bicarbonat de sodiu. Pentru a face laptele condensat va trebui să fierbem laptele și pentru asta avem nevoie de o cratiță cu baza mai groasă, o cratiță cu fund dublu, în care am să pun laptele. Peste lapte am să pun zahărul. Am să amestec. Am pus laptele și zahărul pe foc. Îl voi lăsa la foc potrivit până când dă în clocot și voi amesteca din când în când. Laptele meu a dat în clocot. Din acest moment voi da focul mic și voi lăsa laptele să fiarbă timp de o jumătate de oră la foc mic, după cum spuneam, amestecând din când în când, având grijă să nu se lipească și nici să nu dea pe afară. După o jumătate de oră, laptele ar trebui să se reducă la jumătate și să se transforme într-o cremă groasă, pentru că asta facem noi aici, un fel de reducție. Așa că îl vom lăsa să fiarbă liniștit și ne vedem peste 30 de minute. A trecut o jumătate de oră de când am pus laptele și zahărul la fier. Laptele a scăzut și a schimbat culoarea, a căpătat această culoare asemănătoare cu culoarea caramelului. S-a și îngroșat suficient. Acum voi adăuga peste bicarbonatul și voi amesteca foarte bine. Vedeți că are tendința să se umfle ușor. Este normal. Voi continua să amestec ușor până când laptele condensat va scade, până când toată această spumă care s-a format după ce am adăugat bicarbonatul se va reduce. După ce am adăugat bicarbonatul, am amestecat energic timp de 2 minute și apoi am oprit focul. Am continuat să amestec până când laptele condensat a ajuns la această consistență. Acum am să adaug untul. Am să amestec foarte bine și am să pun laptele condensat să se răcească complet. Laptele condensat este gata, l-am lăsat la rece până când a ajuns la consistența perfectă și acum el este gata de a fi folosit în prăjituri. Poate fi ținut într-un borcan hermetic timp de maxim o lună în frigider. Sper că v-a plăcut rețeta mea și dacă da, vă invit să mă urmăriți pe Facebook, să subscribe canalul meu de YouTube, gătiște-ușor.ro. Vă urez poftă bună! În cazul în care nu ai dat deja like paginii mele de Facebook și subscribe canalului meu de YouTube, te invit să o faci aici și aici. Pa, pa!